Soț și soție astăzi la emisiune, Brânzoi și nevasta. Nevasta mea din film care, mă rog, mă înșeală, mă bate. A, nu cred că te înșeală. Oh, în toate episoadele. Mă rog, și am vrut să o las într-unul din sezonul 7. Și mi-am dat seama că o iubesc și n-am lăsat. Eu le spun celor de acasă că imediat după publicitate avem un moment concentrat, ca să înțeleagă lumea, cu, cum să zic, cu chimia asta dintre voi doi. Da? Lasă-mă, da. Dar nu mă e lăsa. Mai mult pe fizic, e foarte violentă, dar merge și cu... Hai, și cu chimia nu m-a otrăvit până acum. O să vedem imediat după publicitate, dar până atunci, Lenuța, spune-le oamenilor ce faci tu în viața de zi cu zi, pentru că nu poți să rămâi doar cu eticheta nevoasta lui Brânzoi. Luminița, da. Bucur, în buletin. În buletin, Luminița Bucur, da, sunt actriță. Nu sunt cum e Lenuța Brânzoi în viața de zi cu zi, sunt antiviolență. Sunt actriță, joc la Teatrul Roșu, mă puteți găsi. Mâine și păi mâine scoatem piesa Bărbatul Perfect în lume, premiera. Ești bărbatul perfect? Este. Da, cred. Și am înțeles că poți să ți-l aduc pe David la cursuri de actorie. Da. Pentru că predai cursuri de actorie pentru copii. La Teatrul de Comedie, împreună cu Delia Nartea. Și vreau să le spun ceva oamenilor, că poate te țin minte doar din Las Fierbinți, unde ești soția lui Brânzoi. Să le spunem oamenilor că tu de fapt ai scris și o, nu, ai scris și o carte. Nu, am scris o piesă, piesă, de, teatru, o piesă de teatru, care se numește Terapie în 3, care se joacă la Teatrul Roșu. Este o comedie împreună cu colegii mei Oleg Apostol și Maria Radu. Vă așteptăm pe 26 noiembrie la teatru. Și da, este o comedie despre un cuplu care ajunge la terapie. Și eu am scris două piese, dar încă nu, una s-a jucat, dar puțin. Sper să o reiau la Teatru Creangă, se numește Văcuțele Spațiale, că eu tot joc acolo. Și cealaltă e Salvați-l, se numește Salvați-l pe Moș Crăciun. Mă rog, când se vor juca, am să vă chem și chiar eu. Felicitări colegei mele că piesa ei se joacă. Foarte deja. Frumos, abia așteptăm să venim. Vreau înainte de publicitate să-mi spui dacă lumea pe stradă te strigă Lenuța sau uite-o pe aia lui din Las Fierbinți. E foarte, la început... E foarte ciudat, cred că îi spune să nu-l mai bați pe Brânzoi. Exact, nu-l asta mai înșela, spune, te rog. Săracu, dar de ce ești așa de rea cu el? Și câteodată e atât de ciudat, pentru că trebuie să recunosc, și mie îmi pare rău de ce viață duce cu mine. Da, știi că dar... în film arăți altfel, cu batic, cu îmbrăcat, de te recunoaște lumea. În primele sezoane nu m-au recunoscut. Eu din sezonul 5 sunt în serial. Au zis să facă rost de o nevastă. Și să fie. Și ne-a căsătorit Dragoș Buliga. Exact. Națională, chiar mi-aduc aminte de... Am dat o probă cu Luminița, m-am chemat de acasă, am venit cu plăcere, s-a uitat la noi și zice, bun, rămâi. Soț și soție, să se pupe mimirii. Da.